Vizita într-un atelier de artist înseamnă întotdeauna un prilej de a rămâne surprins. Adesea, opera artistului are darul de a se înfățișa într-un atelier privitorului în forma sa primară, în etapele sale de început, care sunt însoțite încă de fiorul neliniștii și al noutății incipiente. Cuprinde, de fapt, energiile noastre vitale, visurile noastre, ținute cumva într-un limbaj, în cazul picturii, în limbajul culorilor și al instrumentelor de care lasă o urmă. Se poate face pictură și pe nisip, se poate desena și cu pământ, se poate scrijeli un perete vechi și tot pictură se cheamă. Important este să ne amintim ceea ce ne frământă și să arătăm celorlalți din jur o parte din aceste frământări interioare. Cred că fiecare artist are publicul lui, fiecare artist se încarcă într-un fel anume și reușește să retransmită această încărcare de energie în modul lui propriu. Fiecare artist își pune amprenta pe lucrare, conferindu-i unicitate și transmițând, într-un limbaj comun tuturor oamenilor, acele trăiri ce îi animă existența. Un albastru infinit, da. Un albastru, da, vibrez foarte tare la această culoare în ultimii ani. O găsesc destul de serioasă și în același timp deschizătoare de e o materie spirituală, dacă vreți, deschizătoare de stare spre infinit, de stare de meditație, de stare de visare. E un mesaj, cred eu, direct, care de fapt traduce un joc al semnelor și al gândurilor sub forma unor imagini în imediatul nostru cotidian. Bucuria de a privi o pictură, de fapt, o poți avea la orice oră din zi, plimbându-te prin casă și aruncându-ți o privire de o secundă pe un perete. Deci lucrarea mea trebuie să facă față acelei secunde în care să te încarce de energie și în care să realizeze acest schimb de energie, practic, continuă pe care o operă de artă trebuie să o facă. Lisandru Neamțu este lector universitar la Facultatea de Arte Decorative și Design în cadrul Universității Naționale de Artă din București. Arta, sub diverse forme, este cea care i-a dat formă concretă simțirilor sale. Vedeți, de fapt, câteva dintre aparițiile pe care le-am avut în diminețele mele senine, apariții sub formă de imagine, și am simțit nevoia ca în ziua respectivă să ajung la atelier și să le pun pe pânză. Mă gândesc că cu foarte multă, să zicem, seriozitate la evenimentele internaționale la care am participat, acolo unde lucrările mele au stat pe simeză lângă lucrările artiștilor din toată lumea. Mă gândesc la Bienala din Beijing, la care am participat de 3 ori deja, unde au fost, la ediția 5-a de pildă, au fost 700 de artiști prezenți pe simeză. Deci, un univers al artelor, dacă vreți. Mă gândesc la expoziția organizată la Barbican, la Londra, unde, la fel, m-am simțit bine, înconjurat de artiști din toată lumea, de pe toate continentele. Și vă spun că e un lucru important pentru mine, această participare pe simeză vis-a-vis de alții, pentru că în felul ăsta poți să ai o dreaptă măsură a ceea ce faci, a drumului tău în universul acesta vizual.